În cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană la școala de subofițer jandarm Grigore Alexandru Ghica din Drăgășani s-a derulat un program de pregătire la care au participat 20 de ofițeri de poliție și jandarmi din 17 state europene. Aceștia au fost pregătiți de instructori din Belgia și Slovenia pentru a pune în practică diferite procedee de intervenție împotriva unui vehicul potențial periculos. Timp de 3 zile, 20 de ofițeri de poliție și jandarmerie din 17 state membre ale Uniunii Europene s-au pregătit la școala de subofițeri jandarmi din Drăgășani pentru a preveni și gestiona eficient un atac de tip vehicle ramming, similar celor produse în Nisa și Barcelona. Programul pe care l-am pregătit s-a derulat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Securitate Internă, componenta poliție, domeniul abordat reprezentând o preocupare constantă a Uniunii Europene pentru îmbunătățirea nivelului de securitate al cetățenilor săi. Cursul de tip Train the Trainers a fost condus de instructor din cadrul poliției din Anvers, a poliției din Ljubljana și a brigăzii speciale de intervenție a jandarmeriei române și a inclus noțiuni teoretice și practice ce privesc modul în care forțele de primă intervenție acționează atunci când un vehicul pătrunde în mulțime. Dacă e să vorbim despre noțiunile teoretice, vă pot spune că acestea s-au axat pe modalitățile în care infrastructura stradală ar putea fi adaptată astfel încât pătrunderea unor vehicule în mulțime și în zonele aglomerate să fie aproape imposibilă, precum și modul prin care structurile de aplicare a legii pot răspunde mai eficient în cazul unui astfel de atac. Dacă este să vorbim despre componenta practică, atunci activitatea de pregătire a vizat crearea unei situații cât mai aproape de realitate, astfel încât toți cei 20 de participanți să poată pune în practică diferite procedee de intervenție împotriva unui vehicul potențial periculos pentru securitatea participanților la un eveniment public sau care se află într-un spațiu public vulnerabil. Le-a plăcut foarte mult, le-a plăcut și școala unde au participat, au observat în perioada în care au stat pe platoul unității, chiar și programa de instruire a elevilor școlii, au apreciat ceea ce au văzut, semn că se face școală în jandarmeria română. Au plecat cu o impresie plăcută de la noi, toți cu gândul de a aduce mai departe experiența pe care au deprins-o prin acest stagiu de pregătire. A fost deosebit pentru fiecare dintre ei și unic de altfel, pentru toți care am participat la acest curs de pregătire, faptul că a existat posibilitatea ca fiecare dintre participanți să tragă real într-un vehicul aflat în mișcare. Și astfel s-a văzut că realitatea din teren este diferită cu ceea ce se vede în filme. It was fun. It was a different pistol, so of course we had to focus on the grip and on the double action stuff, but it was very exciting. Yeah, the drill was perfect because it was the first time when I got a chance to shoot at a moving car. So I missed all the shots, but all in all, it was a great experience.